Gândește-te la lună, este inspirația a mii de picturi și motivul a milioane de nopți frumoase. Culturile antice o venerau, iar astronauții erau intimidați de ea. Câți dintre noi ne-am ridicat privirea către acea frumoasă sferă și ne-am întrebat cine o deține? Nu cred că am fost singurul. Deși nu te-ai gândit la acest lucru înainte, nu poți nega că este o întrebare interesantă. Fără să luăm în considerare apele internaționale, nu sunt prea multe locuri pe pământ care să nu aparțină cuiva. Pur și simplu are sens ca cineva să dețină și luna, nu? Așadar, cine este proprietarul de drept al spațiului lunar? Răspunsul la această întrebare variază în funcție de persoana pe care o întrebi. Se pare că oamenii vor luna dinainte ca cineva să fi pus piciorul pe ea. O astfel de cerere datează din 1756, când un bărbat pe nume Auljergens a primit luna drept cadou de la regele prusac, Marele Frederic. Dar cum poate mai exact un suveran din secolul al XVIII-lea să dețină controlul asupra lunii? Nu este foarte clar, dar acest suveran credea că el este regele lunii. Nu avem intenția de a-l face mincinos pe bătrânul rege Fred, dar credem că a născocit această poveste. Nu este suficient să fii rege asupra unei țări sau este doar o modalitate a țarului de a se face cunoscut? Oricum, regii spun o mulțime de lucruri ciudate. De exemplu, Caligula, un împărat roman al anilor 37-41 după Hristos, a declarat război oceanului și și-a făcut propriul cal senatorul imperiului. Mai sunt solicitări recente de revendicare ale lunii? Probabil de la cineva născut după perioada regilor cu peruci care nu mai sunt la modă. Foarte mulți oameni au cerut luna de-a lungul anilor, dar cel mai renumit de departe este un om de afaceri din America pe nume Dennis Hope. În anii 80, Dennis, care era șomer de un an, a realizat că rețeta succesului necesită o gândire în afara cutiei, iar prin cutie el se referea la atmosferă. Chiar dacă americanii au aselenizat primii, asta nu înseamnă că dețin luna. Poate că în evul mediu funcționa să înfigi un steag în pământ și să ceri drepturi de proprietate, însă aceleași lucruri nu mai funcționează într-o eră modernă bazată pe diplomație internațională. În 1967, SUA, Regatul Unit și Uniunea Sovietică au semnat un tratat stabilind diverse reguli cu privire la folosirea spațiului cosmic. O să-l numim simplu Tratatul Spațiului Cosmic pentru că tratatul privind principiile care guvernează activitățile statelor în explorarea și utilizarea spațiului extraterestru, inclusiv Luna și alte corpuri cerești, așa cum este numit oficial, nici măcar nu ar încăpea pe ecran, după cum observați. Acest tratat interzice activitățile nucleare în spațiu și oprește țările care doresc să-și construiască baze militare pe lună sau în orice alt loc din sistemul nostru solar. De asemenea, împiedică diferite persoane care pretind că dețin teritorii în afara suprafeței Pământului. Într-un mod eficient, tratatul a transformat spațiul cosmic într-un echivalent al apelor internaționale, un loc pe care toată lumea are voie să-l folosească, însă nicio țară nu îl poate revendica. Acum este momentul în care majoritatea oamenilor a renunțat la ideea deținerii teritoriilor în spațiu, dar Dennis Hope nu reprezintă majoritatea oamenilor. El a analizat modul în care sunt folosite cuvinte precum națiuni și state în Tratatul Spațiului Cosmic, fără să menționeze în mod explicit faptul că persoanelor sau corporațiilor le este interzisă revendicarea teritoriilor în afara suprafeței terestre. Găsind o portiță în legile interplanetare, Dennis a fondat imediat Corporația Ambasadei Lunare și a început să pretindă teritorii spațiale în numele companiei. Însă cum poate cineva să revendice Luna? Ei bine, foarte simplu. Spune că îi aparține și apoi așteaptă să vadă dacă cineva nu este de acord cu acest lucru. Dennis a făcut același lucru trimițând o scrisoare către Organizația Națiunilor Unite prin care a declarat intenția de a revendica Luna și cerându-le să îi ofere un motiv legal care să îl oprească din a face asta, iar neavând o bază legală, ONU nu l-a putut împiedica pe Dennis. Vă amintiți acea zicală veche, este mai ușor să-ți ceri iertare decât să ceri permisiunea? Interpretând tăcerea organizației ca o permisiune, el a revendicat Luna și alte câteva planete. Ați auzit bine, nu numai că deține Luna, dar ca fondator și președinte al Guvernului Galactic, proprietățile sale includ și planetele Mercur, Venus și Marte, la fel și controversatele Pluto și Io. În orice caz, ideea este că pentru doar $20 plus transport și ceea ce numește Dennis impozitul pe lună și tu poți avea propria ta bucată de lună, dar de ce să ne oprim aici?
Pentru doar 250.000 de dolari poți cumpăra Pluto în întregime, adică un glob uriaș de gheață la capătul galaxiei, ceea ce pare a nu fi cea mai bună investiție imobiliară, dar cine sunt eu să te judec? Poate că deja vă întrebați cui vinde el mai exact toate aceste lucruri. Dennis Hope nu pare genul de om care să dea nume, dar în 2013 a declarat că peste 5 milioane de persoane din peste 100 de țări din întreaga lume au cumpărat teren lunar variind de la un singur acru până la 2 milioane de acri. Se pare că unii din clienții lui Dennis au buzunare adânci și se spune că printre aceștia se numără și foștii președinți americani Jimmy Carter, Ronald Reagan și George Bush. De asemenea, printre clienții săi sunt și o mulțime de celebrități, cum ar fi Barbara Walters, Tom Cruise, John Travolta și Nicole Kidman. Asta înseamnă că atunci când Tom Cruise și Nicole Kidman au divorțat, s-au luptat în instanță pentru imobilul lunar, pentru mulți poate părea o glumă, însă domnul Dennis este foarte serios atunci când vine vorba de averea sa și intenționează să construiască prima colonie lunară în anul 2020. Abia așteptăm să o vedem. Toate aceste lucruri înseamnă că a găsit un mod practic de a transporta o mulțime de oameni pe lună și de a-i aduce înapoi. Vorbind de baze lunare, proprietarul satelitului natural nu este interesat de intenția altor țări de a folosi proprietatea sa după bunul plac. Atunci când China și-a exprimat intenția de a stabili o colonie pe suprafața lunii în viitor, Dennis Hope nu a fost prea fericit. Misiunile de cercetare sunt mai mult decât binevenite, însă țările puternice ar trebui să plătească înainte să se mute acolo. Nu este tocmai clar cum a intenționat guvernul galactic al domnului Dennis să oprească China sau pe oricine altcineva care încearcă să construiască ceva pe lună fără permisiunea lui. Cel puțin, națiunile infractoare, precum China în acest exemplu, ar trebui să se pregătească de asaltul de mail-uri formulate foarte bine care să oprească orice acțiune în această privință. Până acum a fost distractiv și amuzant, dar cât de relevante sunt pretinderile lui Dennis Hope? Dacă ai cumpăra o bucată de pământ pe lună, tu sau descendenții tăi v-ați putea muta acolo? Dennis spune că da, atât timp cât cumperi de la el și nu de la zecile de companii care oferă același tip de servicii. Totuși, nu toată lumea e de acord cu el. Articolul 2 din Tratatul Spațiului Cosmic justifică afirmațiile domnului Dennis. Citez: spațiul cosmic care include Luna și celelalte corpuri cerești nu reprezintă subiectul însușirii naționale pentru revendicarea suveranității prin utilizarea sau ocupația sa, indiferent de mijloacele folosite. Cu alte cuvinte, guvernele nu pot sub nicio formă să solicite pământ din spațiu. Dennis susține că sub formă de persoană fizică și nu ca națiune poate continua să solicite orice dorește. Din păcate, pentru orice explorator spațial, deținerea proprietăților nu funcționează tocmai astfel. Ceva îți aparține doar ție atunci când legile țării în care trăiești definesc acel loc ca fiind al tău. Pe deasupra, aproape orice sistem juridic definește începutul deținerii proprietăților atunci când țara suverană asupra acelui teritoriu solicită asta. Numai după aceea, drepturile de proprietate pot fi transmise cetățenilor privați. Poți vedea asta dacă deții din întâmplare un titlu imobiliar care este în esență o evidență a fiecarei persoane sau grup care a deținut o anumită bucată de pământ. Ascuns în trecut, vei găsi în cele din urmă numele țării care a revendicat în mod original acel teren. Pentru Dennis și clienții lui, înseamnă că singura cale prin care solicitările lor ar putea vreodată să fie valide este dacă guvernul galactic ar fi recunoscut ca propria națiune. Acest lucru este foarte puțin probabil, dar dacă cumva se va întâmpla, guvernului galactic îi va fi interzis să solicite teren în spațiu, pentru că acum este un guvern. Poate că oamenii care și-au cumpărat proprietăți de la Dennis ar dori să vadă un astfel de videoclip înainte. Totuși, nimeni nu a contestat solicitările lui până acum, dar dacă acest lucru continuă pe o perioadă lungă de timp, instanțele din viitor ar putea decide în favoarea lui Dennis. Voi ce părere aveți despre proprietarul lunii? Scrieți-ne în rubrica de comentarii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!